dragii mei, și săptămâna aceasta avem cadoul pentru sufletul vostru. O am alături de mine pe doamna psiholog Iuliana Ferrariu, care a venit și astăzi să ne aducă o poveste frumoasă și să ne învețe câteva lucruri interesante, lucruri care vă pot ajuta pe voi, cei mici, cei de acasă. Ați văzut să vă faceți prieteni și să vă îmbunătățiți relațiile unii cu ceilalți. Bună ziua, bine ați venit și la mulți ani! Bună ziua, bine v-am regăsit și la mulți ani! V-am spus la mulți ani, căci săptămâna aceasta și în ediția noastră specială, noi le sărbătorim pe doamne, pe femei, sărbătorim toate mamele și aș dori să vă întreb pentru dumneavoastră ce înseamnă această zi, ziua de 8 martie. Pentru mine înseamnă feminitate și revenirea la feminitate. Cumva în această societate unde se cere altceva decât feminitate, atunci această zi ne face să ne amintim de noi femeile, de latura noastră feminină, da? Feminină, de mamă, fim... de soție, da. De toate rolurile pe care le avem noi în această viață și cât de frumos ne-a creat Dumnezeu până la urmă pe noi femeile. Foarte, și da. Sunt recunoscătoare că sunt femeie. Foarte frumos ați îmbrăcat acolo rolul femeii, da? Da. Și rolul feminității. Săptămâna trecută am povestit noi despre prieteni. Cum ne realizăm prietenii, de ce uneori se strică prieteniile. Iar săptămâna aceasta ne-am propus noi, dragii mei, să discutăm despre un subiect interesant, cu siguranță de la cel mai mic până la cel mai mare, ca să spun așa, va reprezenta un subiect de maxim interes, adică vorbim despre Facebook. Fenomenul Facebook, care nu știm de unde începe, dacă există un ceva unde se termină și cum îl gestionăm acolo, pentru că și vis-a-vis de fenomenul Facebook vorbim tot despre prietenii. Ce înseamnă aceste prietenii pe Facebook și vorbim, ne-am propus cu doamna psiholog să vorbim despre Facebook, pentru că este o situație acolo, mai ales când vorbim despre copii mici, care au Facebook la 5 ani, la 7 ani, la 8 ani, la 10 ani, să vedem puțin cât de mult îi ajută sau, am putea spune, cât de mult îi încurcă și dacă într-adevăr au nevoie. Cum vine să completeze sau, din contră, acest aspect prieteniile noastre? Într-adevăr, fenomenul Facebook este ceva la nivel mondial și acest fenomen împărtășește trei nevoi de bază umane. Nevoie de conectare, de competență și de control. În ideea că noi suntem conectați unul cu celălalt sau ne creează iluzia că suntem conectați, cu cât avem mai mulți prieteni, ne creează iluzia că suntem foarte văzuți, acceptați și valorizați. După aceea, putem vorbi de nevoia de competență. În ideea că noi de obicei expunem pe Facebook ceea ce ne place nouă sau cum ne-ar plăcea să fim văzuți. Nu ne expunem cu totul. Deci o anumită latură, anumită, da? Latura ce am dorit noastră. Noi să se vadă. Da, da? Ce am dorit noi să se vadă. Și nevoia de control pe care o avem cu toți oamenii, în ideea că dacă ceva îmi place pe Facebook, sunt prieten cu tine, dacă nu îmi place, este la îndemâna mea acel buton să te șterg de pe Facebook. Și asta mă face să mă simt în siguranță și nu pierd controlul acolo. Nu intru în conflict dacă nu vreau, nu mă manifest dacă nu vreau. Dacă nu-mi place comentariul, șterg? Exact, dacă nu-mi place comentariul, șterg, nu este ca în realitate. Și atunci mă simt bine în acel deci, spațiu înțelegem virtual. Înțelegem cumva că acest Facebook oferă o oarecare comoditate într-o prietenie, da? Nici da. Nu trebuie să investim, da. Însă brusc ne trezim cu mulți prieteni, da? Așa nu trebuie este. Să investim în acea prietenie. Da, și mă întreb oare cât anume, cât la sută din acei prieteni ne sunt prieteni cu adevărat sau cât de des ne întâlnim cu acei oameni. Sau dacă lista. Este într-adevăr realitate, că exact. Dacă stăm să ne gândim, Facebook-ul nu este altceva decât o realitate virtuală, da? Da, nu știm da. Ceea ce este dincolo. Cum gestionăm fenomenul la nivelul celor mici? Părinți care creează pagini de Facebook copiilor mici de 5 ani, de 6 ani, sunt copii în clasele primare care au Facebook. Cum venim aici să aranjăm un pic lucrurile? Au nevoie copiii din clasele primare de Facebook? Ce capcane vin dincolo? Pentru că în momentul în care noi am deschis o pagină de Facebook pentru copiii noștri, de fapt îi deschidem toată lumea. Pentru că el accesând un anumit buton, peste el vin foarte multe. Ce facem aici? Aici voi veni cu o părere, cu un studiu la nivel teoretic, pentru că o părere personală ar fi prea puțin. Și atunci m-aș lega de stadiile dezvoltării gândirii.
Și aceste stadii binecunoscute a lui Jean Piaget ne spun că gândirea ajunge la maturitate în jurul vârstei de 16-18 ani. Abia atunci noi operăm cu ceea ce este abstract, adică pot să-mi dau seama de ceea ce este bine, de ceea ce mi este rău, sau de ce mă poate ajuta sau nu. Până la acea vârstă, gândirea mea nu este dezvoltată și tot ceea ce vine spre mine nu am discernământul în a prelua sau nu informația. Și atunci, părerea mea și nu numai, este ca părinții până la vârsta adolescenței să medieze tot ceea ce vine spre copil. Chiar dacă îi dau acces la spațiu online, pentru că până la urmă trăim în sfera aceasta a tehnologiei, dar să medieze ceea ce vine spre el, să privească un film împreună, un documentar, un desen animat, să-i comunice copilului ce ar trebui să înțeleagă el de acolo, cum să privească acele informații, pentru că altfel copilul va înțelege ce crede el sau ce îl impactează pe el. Deci înțelegem, bine, sunt și multe situații care s-au mediatizat și ce capcane au existat mai departe. Aveți cazuri cu care vă confruntați la cabinet, la terapii? Am cazuri de copii care nu pot adormi sau au foarte mari coșmaruri noaptea pentru că frecventează foarte des acest spațiu online și acolo văd tot felul de lucruri care îi sperie. Există multă agresivitate acolo. Să nu uităm că și reclamele sunt agresive. Da. Când am accesat ceva, o multitudine de reclame vine către noi, da? Până și jocurile sunt agresive. Iarăși nu au răbdare să comunice cu celălalt acolo în joc. Totul se întâmplă cum vrea el. Într-un joc, în mod real, nu se întâmplă cum vrea el. Că vorbeam la ediția anterioară de nevoia aceasta de control, da? Aici se întâmplă cum vrea el. Nu-mi place jocul, schimb sau mă mut la o altă etapă. În momentul în care ne conectăm în mod direct, trebuie să țin cont și de părerea celuilalt. Și e mai greu. De ce e important să punem mai mult accent pe lumea reală, pe prietenii reali, căci lumea pe care noi o vedem acolo în spate este de fapt o iluzie. Eu așa spuneam de foarte multe ori că Facebook-ul nu este altceva decât o iluzie. Considerăm că avem mulți prieteni acolo, dar în realitate oarecum e. Lucrurile se schimbă. Poate nu stau chiar așa. E frumos, pe de altă parte, că ne oferă posibilitatea să socializăm și să ne conectăm mai ușor cu oamenii. Deci există avantaje și dezavantaje. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi la noi emisiune. Știu că aveți și ateliere pentru copii. Cum vă pot găsi părinții, dacă ar dori să ia legătura cu dumneavoastră? Mă pot găsi pe pagina de Facebook, revenim la Facebook, Iuliana Laura Ferrariu, psihoterapeut, și pe site www.psihofil.ro, unde au detalii legate de adresă, de numărul de telefon și tot ceea ce mai doresc să mai știe vis-a-vis de activitatea și de atelierele dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați fost la emisiunea noastră, vă mulțumim și vouă celor de acasă că urmăriți această rubrică, cum am numit-o, o rubrică pentru sufletul copiilor. Ne vedem și săptămâna viitoare cu un alt subiect de interes pentru voi copii și pentru dumneavoastră părinții. Pentru că în ediția specială de astăzi, dedicată doamnelor și domnișoarelor, am oferit noi câte un mărțișor special de la Zenith, produsul Beauty Help. Vă oferim și dumneavoastră acest mărțișor, mai cu seamă că mai devreme ați degustat și ați zis că vă place, deci vă oferim posibilitatea să continuați mai departe. Mulțumesc tare mult pentru acest cadou, îl voi folosi cu drag. Mulțumesc. Cu mare drag și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Mulțumesc! Sunt Dalia și am un anunț important pentru voi. Dragi copii și părinți, Zâna Adriana și emisiunea pentru copii, Tortul de Ciocolată, lansează începând cu luna martie 2018, Academia Vedetelor. Ediția a doua pentru toți copiii pasionați de spectacol și televiziune. Dacă ai între 5 și 14 ani, îți place televiziunea și dorești să devii cunoscut, vino să te înscrii. Aici vei studia televiziune, dicție, dezvoltare personală și styling pentru copii. De asemenea, copiii înscriși vor apărea în emisiuni și evenimente alături de Zâna Adriana. Un program complex și complet pentru copii ce le va pune în valoare talentul și personalitatea. Și tu poți fi vedetă. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe pagina noastră de Facebook Tortul de Ciocolată, Academia Vedetelor, loc în care și tu poți fi vedetă.
începe o nouă zi cu sufletul deschis. Cerul senin și vocea unui copil zbor aduce primăvara în suflet și un alt destin. Cerul senin și vocea unui copil zbor aduce primăvara în suflet și ce ți-l dăruiesc și vraja sa te va purta pe aripi de vis. Vei înțelege ce simt și eu, va fi lumina în sufletul tău. Vei începe o nouă zi cu sufletul deschis. Cerul senin și vocea vocea unui copil zbor aduce primăvara în suflet și am ajuns, dragii mei, la finalul emisiunii și am chemat aici echipa de cadre didactice care ne-a pregătit tot acest frumos spectacol și care s-a înscris în ediția 4-a la concursul național Școala mea pe primul loc, anul acesta cu o tematică despre artă și despre cultură. Avem acum pregătite diplomele pentru doamnele profesoare și premiile din partea sponsorilor noștri. Mulțumim Velpitar pentru această surpriză și de asemenea mulțumim Avon pentru surprizele pentru luna martie, pentru toate doamnele prezente aici. Acum la final de emisiune, o ediție specială astăzi, magicul tort de ciocolată oferit de cofetăria Delis Dana. Haideți să aplaudăm tortul. Tortul pentru Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil. Tot